Experții forestieri din întreaga lume au început periodic să raporteze invazia urșilor. În căutarea hranei, blănoșii au început tot mai des să se apropie de localitățile oamenilor. Iar oamenii care ies în natură în zilele lor libere uită de etica comportamentului și astfel provoacă locuitorii pădurilor. Ursul este un prădător foarte mare, puternic și fără dubii periculos pentru om. Greutatea corporală ajunge la 600 de kilograme. Cu dinții săi poate mușca țevile puștilor. Probabilitatea situațiilor conflictuale în întâlnirea ursului cu omul este destul de mare. Și țineți minte că așa întâlnire poate avea loc în orice moment și la orice oră. Trebuie să fiți pregătiți moral pentru asta. În acest episod vom vorbi despre cum trebuie să vă comportați când vă întâlniți cu proprietarul pădurilor. De asemenea, veți învăța cum să vă comportați dacă vă veți întâlni cu un elan. Da, elanul e un prădător, dar dacă credeți că este absolut inocent, vă greșiți amarnic. Este unul dintre cele mai mari animale care poate să fie întâlnite în pădure. Copitele din față sunt ascuțite, ceea ce îi permite elanului să le folosească în luptele cu prădătorii. Doar o lovitură e îndeajuns pentru a străpunge craniul inamicului sau pentru a-i rupe stomacul. În Siberia, oamenii spun că elanul este și mai periculos decât ursul. Așadar, dacă vreți să vă salvați viața voastră și a prietenilor voștri, atunci abonați-vă la canalul nostru, dați share și ascultați atent ce urmează să vă povestesc. Așa că puneți un like și să începem! După cum se știe, cel mai bun mod de a preveni conflictul atunci când te întâlnești cu un urs este să eviți întâlnirea cu el. Dar cum să faci asta? Ca și oamenii, urșii folosesc potecele și drumurile. Dacă călătoriți în singurătate prin locurile unde se găsesc urși sau mai ales pe malul râului, lăsați-vă auzit. Faceți zgomot, strigați, cântați, vorbiți tare, legați un clopoțel de rucsacul dumneavoastră. Dacă e posibil, ieșiți în natură în grupuri. Grupurile fac mai mult zgomot. Evitați tufișurile dese și încercați să vă țineți de locuri deschise. Urșii văd aproape la fel ca oamenii, dar au încredere ochilor mai mult decât nasului sau urechilor, așa că lăsați ursul să știe că sunteți prin apropiere. Ursul știe perfect despre existența omului, așa că va pleca, nu pentru că îi este teamă de om, dar pentru a nu strica nervii. De asemenea, dacă e posibil, nu vă deplasați la amurg și noaptea prin pădure. Țineți minte, noaptea este timpul ursului. Dar ce să faceți în cazul în care toate sfaturile de mai sus nu au funcționat și întâlnirea cu ursul totuși a avut loc? Dacă totuși ați dat de un urs, păstrați-vă calmul. Atacurile sunt rare, există șansa că nu sunteți în pericol. Majoritatea urșilor sunt agresive atunci când își protejează mâncarea, puii, spațiul personal, când sunt răniți sau când întâlnirea a fost bruscă. În toate celelalte cazuri nu sunt agresivi. Dacă ursul nu înțelege cine sau ce sunteți, ursul poate să se apropie sau să se ridice în cele două membre din spate, pentru a vedea sau adulmeca mai bine. De obicei, ursul care stă în picioare este curios, nu periculos. Puteți începe să vă mișcați înapoi pe diagonală, dar dacă ursul începe să vă urmeze, opriți-vă în loc și nu vă mișcați. Nu fugiți, în nici într-un caz. Nu veți putea fi capabil să fugiți de un urs. El percepe animalul care fuge de el drept pradă. Ucide cu ușurință în 90% dintre cazuri, dar desigur că dacă alergați cu mai mult de 60 de km la oră, puteți fugi de urs. Deseori, ursul încearcă să sperie la 3 metri de la inamicul său, dar fără să atace. Continuați să fluturați din mâini și să vorbiți cu ursul. Dacă se apropia prea tare, ridicați vocea fiind mai agresiv. Încercați să creați cât mai mult zgomot posibil, dar nu imitați mărâitul ursului și nu strigați strident. Dacă ursul începe să atace, predați-vă, să luptați cu el e imposibil. Veți rezista vreo 5 secunde maxim. Mai bine culcați-vă la pământ, prefaceți-vă că sunteți mort și rugați-vă. Culcați-vă pe burtă sau ghemuiți-vă într-o minge, cu mâinile după cap. În așa poziție vă protejați fața și gâtul. Pentru urs este caracteristică oprirea atacului, dacă simte că amenințarea a fost eliminată. Stați nemișcat cât de mult posibil. Dacă vă veți mișca, iar ursul va vedea sau auzi asta, se poate întoarce pentru a continua atacul. În rare cazuri, ursul care atacă poate percepe omul drept hrană. Desigur că există o nuanță. Atacurile urșilor se împart în două categorii. Prima, defensive sau a doua, de prădător. În ambele cazuri, reacția dumneavoastră trebuie să fie similară. Nu faceți niciun pas în urmă. Dar dacă totuși ăsta este un atac de prădător, atunci e timpul dumneavoastră să acționați agresiv. Lăsați-l pe urs să creadă că veți lupta, dacă va ataca. Doar că nu uitați să-i cereți putere lui Dumnezeu pentru a câștiga această luptă.
Iată încă câteva sfaturi. Urșilor le este frică de tot ce este de neașteptat. De exemplu, o umbrelă care se deschide brusc sau un rucsac aruncat în aer. De asemenea, ca surpriză, va merge bine o simplă petardă sau o rachetă de semnalizare. Pe scurt, orice comportament neașteptat este înfricoșător pentru urs. Unii vânători susțin că înjurăturile ajută perfect, dar probabil că este doar o glumă. Apropo, dacă nu ați știut, printre urși există și lași, și olimpici, și luptători agresivi. Lașul fuge, olimpicul doar stă în picioare și se uită ce va urma, iar luptătorul agresiv îl atacă pe atacator instantaneu. Elanul cu siguranță nu este un lup sau un urs, dar este naiv să considerați că nu este o amenințare. Se cunosc o mulțime de cazuri când oamenii deveneau victimele atacurilor de elani. De aceea este foarte important să știm ce să facem când întâlnim acest animal sălbatic. Din fericire, vânătorii ne-au dat informații detaliate despre cum să ne comportăm când ne întâlnim cu un elan. Haideți să vedem ce trebuie să facem. În primul rând, este greșit să credem că nu prezintă pericol, căci nu este un prădător, de ce să mă tem de el? Probabil că așa se gândesc mulți oameni, dar cu un elan adult n-ar vrea să intre în contact niciun urs. Asta vorbește despre faptul că este un animal periculos și cântărește destul de mult, vreo 400-700 de kilograme, iar asta e de 70 ori mai mult decât greutatea unei persoane medii. Unde poate fi întâlnit elanul? Dacă sincer, oriunde. Nu se prea limitează, pot fi găsiți în păduri, lângă apă, dar adesea pot să iasă pe autostradă sau chiar să fie observați în localitățile oamenilor. Elanii sunt de obicei diplomați cu oamenii și nu atacă primii, cu excepția câtorva cazuri. Dacă este o femelă cu pui, dacă este un mascul în timpul sezonului de împerechere, este perioada între septembrie și octombrie, anume în acea perioadă este mai bine să nu vă întâlniți cu elanul, e deosebit de iritat și agresiv. Deși omul nu e concurentul lui, poate nimeri sub palma fierbinte, mai ales dacă se află în apropiere. În ciuda prezenței unor coarne mari, atacă cu copitele din față și lovitura este foarte puternică. Deci, ce trebuie să faceți când vă întâlniți cu un elan? Cea mai importantă regulă este să rămâneți la distanță. Nu vă apropiați mai mult de 25-30 de metri. Animalul periculos poate percepe omul care se apropie ca o amenințare și atacă primul. Ei nu au un caracter prost, dar pot deveni agresivi dacă cineva sau ceva îi enervează. Prin urmare, mai bine nu vă apropiați de elan și nu faceți mișcări bruște. Dar totuși, ce să faceți dacă ați dat de un elan față în față? Vederea elanului este cam rea, așa că poate să nu vă observe. Puteți să vă ascundeți după un copac și să mergeți liniștit mai departe, după ce ați așteptat ceva timp. De asemenea, puteți activa muzica la telefon. Elanului îi este frică de sunete necunoscute și poate fugi. Dar dacă totuși v-a observat, nu i-ați plăcut și a decis să vă atace, urcați-vă în copac și stați liniștit acolo. Elanul nu e un lup, nu vă va aștepta sub copac. Va pleca în câteva minute. În majoritatea cazurilor, aceste sfaturi sunt de ajuns ca să evitați consecințele neplăcute. Elanul va înțelege că nu sunteți în pericol și va continua să-și vadă de treaba lui. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod și dacă v-ați întâlnit vreodată în pădure cu un urs sau un elan și care a fost reacția voastră. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!